Salutare, salutare, vreșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou episod din seria voastră preferată de GTA Real Life. Astăzi, vreșanilor, ne aflăm pe un server super, super tare și anume Exitus România Roleplay. Suntem alături de foarte, foarte multe persoane interesante și o să mergem cu acest autobuz RGB, frate, pe Ciliad. Văd că avem și un DJ acolo. Suntem alături de Rory. Salut. Teiu. Salut. Siki. Salut, salut. Răzvan. Bună ziua! Muricat! Salut! Balijet! Salut, salut! Și Denis! Ciao! Haide, și o să mergem vreșanilor frumos cu autobuzul ăsta pe parcursul călătoriei astea. Ia, olo, o picată, o picată la... Oric de bripat. Haideți, băieți, sus, că deja avem probleme. Pe parcursul acestui episod, vreșanilor, Siki sau și celelalte grade o să vă dea ceva detalii legate de server. Vă așteptăm cu foarte mare drag pe server pentru că e un server super, super fain și chiar vă recomand să intrați. A, uite, urcat, toți putem merge? Ideal că 200 de mea să ce. Am murit! Mamă, din nou, a murit unul, din care. Păi dacă... Hai. Rămâi acolo, mor, bro, îl ducem, mortul la mormântare acolo. Băieții, băieții! Aolo, a căzut aia! Cred că o să mergi. Merge să dau fix, băieți. Da, dar nu cred că puteți stați acolo. Haideți, băieți, haideți sus. Haide sus, hai coboară jos. Nu, dă-i fix, că să se pună înapoi căcatul ăla. Dar mai bine stau în spate, că așa o să cadă în continuu, bro. Da, mă bine, haide sus. Mare cu slăși în pat. Bă, băieți, urcați înăuntru, că n-aveți... Nu mai este loc în autobuz, bă. Ok. Nu mai este loc în autobuz. Da, bun, hai că mergem așa. Mamă, o să fie super tare. Băieți, dacă doriți să spuneți câteva detalii legate de server, ce planuri aveți pentru viitor, eu vă ascult cu foarte mare drag. Serverul este deschis de... Ce zi, azi e marți? Fix o săptămână? Super tare. O săptămână și a zi, scuze. Nu-i problemă, te-am la montaj. După cum vedeți, sunt aproape 90 de ID-uri. Super tare. 15... Cum ai spus, bro? Am avut și... Mi se mai bucurește sunetul, mi se da, mai... Da, să știi că am mai păzit și eu undeori. Am, ceea ce m-a impresionat foarte tare la serverul ăsta este faptul că lumea chiar se joacă, este deschis de doar o săptămână și o zi, ca să fim corect. Și oamenii se joacă, frate, mai sunt și YouTuber care filmează, deci vă așteptăm cu foarte mare drag pe el, pentru că e un server chiar super frumos și... Vă recomand cu mare drag, cred că băieți o să rămânem fără RGB până acolo. Da, serverul este medium roleplay. Așa, deci nu este hard pentru că... Nu, este medium pentru că da. E mai greu să faci hard în Los Santos, stai da, la afară. Da, este destul de greu și, sincer, nu sunt un fan așa mare hard roleplay, da. Adică uite, îmi place... Uite, să treci acum, că duci în drumul tău, să tu iei dreapta la showroom, în față puțin, să le arăți showroom. Da? Ok, hai să mergem în față. Ideea e că îmi place... Aolo, a picat unul! O picat la albastru. Las, stai înainte, Mamă, stai că i-ai cad berile, man. E gata. Eu de crash. Am înțeles. Asta e. Stai un pic, bă, nu-mi te urmai ca sus. Hai da, mani odată. Haide să înăuntru. Să zicem undeva pe casă. Deci vereșanii oricând nu o să ajungem prea curând că... Deci aici, uite, de dreapta ta a fost showroom, aici poate să vină să-și cumpere mașini. Pe bune? Aici se poate cumpăra mașini? Uite, exact, adevărat. Ei se cumpără mașini, ei se cu... Mamă, cât de șmechi! Olo, stai cu ăla la vale. Mamă, cât de șmechi. Băieți, parcăm un pic și mergem puțin să vedem. Hai să vedem. Haide. Am făcut un fel să fie o reprezentanță, doar modelele noi de la da, mașini. Da, băieți, eu nu pot ieși din ăsta, ce trebuie să fac? Apas X. Scoate centura, scoate. Da, sunt noob. Ți-ai pus centura la mașină. Andrei, vezi cum arăta. Mamă, că suntem aici. Și vereșanilor, aveți toate detaliile serverului în descriere, aveți serverul de Discord, dacă aveți ceva propuneri sau eventual poate în viitor, nu știu, ceva probleme de raportat, intrați acolo. Mamă, cât de șmecher e făcut showroom-ul. Aici e tuning-ul implementat când vezi cum mașină. Bani de mașiniță. Păi de șmecher, bro. Super tare. Ca chichineți de chestii minore. Da, super tare, bro. Poți să softezi mașina, să pui stage la aia. Pe bune să-i faci soft? Da, dar este altă locație cam tot așa de mare, specială, nice, service. Nice. Și, de exemplu, uite, eu am 5.000 de dolari în bancă și 5.000 în buzunar, în portofel. Ce-ți poți lua tu cu 5.000 de dolari? De început poți să-ți o dace, sincer, sau un... Deci o dace 1.310, de gata, da? Sau 1.300. Da. Da, bun. Hai că... Ca de început... Stai, nu! Așteptați-mă! What the fuck? Mamă, ce s-a întâmplat? Ce-a intrat în noi băiatul ăla?
Stați un pic, așteptați-mă pe mine, băieți! Cine a fost ăla? Haide. Haide. Abetul, mai știu cum, era. Și tot pe bune de tu ai fost? N-am fost, Doamne ferește. Bă, veniți înăuntru, bă, nu mai stați sus. Guys, spuneți-mi acolo în secția de comentarii dacă legenda spune faptul că de o să ia ban până la finalul episodului pe server. Bun, te ascultăm cu mare drag, bro. Ovnaru, așa. Mamă, toată secțiunea asta avem o facțiune, bine, mâine okay. Se va deschide. Ok, deci practic când o să vedeți voi episodul, adică astăzi, mă rog, așa? Într-o fel sunt niște piloți mecanici, adică ei au un service al lor, mm-hmm. Care modifică mașini, gen, sunt mașini, nu sunt mașini normale, sunt mașini cu livery, adică cum ar veni cele din Most Wanted, din Fast and Furious. Ce tare, da, nice, nice. Sunt eventuri de drag race, de drifting, avem track-uri, avem pistă de drag race, pistă de drifting, pistă de race. Am putea merge, să știi că am putea merge să ne tragi acolo pe toți, gen să... Nu ne-am băgat încă, după video. Ok, nice, bun. Deci mâine sau în episodul următor... Da, mâine este cam gata. Dăm acolo curse, facem nebunii, iar o pica băiatul, deci omul meu... Bă, Sikin! Da? Poți să-mi pici la mașină ca să fie înapoi cum era. Să mă dui pe aici, dacă... Dacă vin acum, dar urcați-i voi, vă rog frumos, urcați-i în mașină. Haide, că... deci, Denis, dacă nu urci în mașină, nu te mai iau. Așa. Dai ban? Dai ban? Da, de îți dau bani. De frică îți dau bani. Când ne mai oprim, ne morg sus, așa de că nu mi-ai spus că nu mai am voie să morg sus în baia. Mamă, ce voce are! Da? Sunt facțiuni, brigada antiteror, poliția, deci tot ce ține de mapping, adică ce e editarea mapei, design, sunt făcute de noi, nu le are nimeni. Mașini de poliție, mașini de ambulanță, skinurile la facțiuni. Super. Deci practic. Lasă-l. Okay, nu mai urcă, acum nu urcă, băi, nu mai urcă. Ce n-a fi atent, am băgat un sistem să poți să tractezi mașina cu camionul, să se dea, să se lase jos platforma și să urce, să o ia cu lanțul, știi? Să o pună pe platformă. Fiți atenți, băieți, când ajungem mai încolo. Și fii atent. Da. Ea apasă alt. Alt. Ok, alt. Și mergi. Și mergi. Ok. Ai nu ceva sau? Abasă în același timp, în același timp. După vezi și alt. Da. LOL, Nitro. Ce tare. Mamă, îi dăm un boost. Deci putem urca pe cilea, nu-i problemă. Nice. Nu știu, serverul chiar îmi place, am prins drag de el. Uite și îmi place treaba asta din dreapta. Mi-aduce puțin aminte, aolo, NPC. Mi-aduce puțin aminte așa de Samp, frate, că mă jucam Samp. Super. Dacă observ, nu e pic de lag, adică nu, când suntem aici plus asta. N-am uite, în momentul de față sunt 12 jucători, ceea ce e super tare. Ce roleplay frumos putem face? Da, facem și roleplay. Ce vreau să... Poți să donezi sânge contra cost. Pe bune? Da, poți. Sunt dozatoare prin oraș unde poți să iei apă. Sunt mai multe chestii. Avem cajoburi, avem... cum să spun? Nu sunt unice, dar sunt unele joburi sunt... Bine, acum știi care e chestia. Contează că sunt joburi și că poți face un bănuț, știi? Da, avem un job de văcar, mulgi vaca, după aia ai, fără caterică, poți să mulgi vaca și există pe server? Da, există. Mă, să mă duci neapărat după ce alge pe cine, merge și mulge vaca. Că mi-e place să mulg vaca, dacă știi ce zic. Mie îmi place la fel să mulg vaca. Job implementat de croitor. O să fie implementat un job de paparații la următorul update. Mărica, tu ești deasupra. Bineînțeles. Nu! Ce prost! Am rămas. În ce va consta următorul job? Hai, boss! Man, te ascultăm, bro, te ascultăm. Bă, dă-i un pic la mașină. Uite, ar să urcă băiatul ăsta, n-are stare băiatul ăsta. Spune. Dați-i bambă la 84. Un job de paparazzi. Care coaie? Ce de eu? Mă las de viață și de la bună. Mane, nu patinează autobuzul, uite-te. Patinează. Bro, patinează. Hai să lăsăm pe Siki să ne spună dacă mai dorești ceva. Aici rămâne, nu-l mai lua. Nu-l mai lua. Lasă-l în spate, uite. Uitați-vă la el. Dai fiți la mașină. Dar nu merge. Nu, tu, din asta. Urcă-te în mașină.
Bro, hai să facem următoarea chestie. Ieșim cu toții din autobuz și ne spawnează altul conducător. Și bine, ce zici? Vrei așa, Sticky? Să ieșim din autobuz cu toții și să ne spawnezi tu altul, gen, să mergem cu unul mai nou așa. Adică tot de asta, tot de asta. Vrei bătaie, vrei bătaie, bădei, bă. Tot de asta, sau autobuz normal. Nu vă mai bateți. Nu vă mai bateți, hei. Bă, ce proste de eu. Lasă-l. Lasă-l acolo. Bani de eu, dă-ți banul de eu. Așa, să ne spun. Mamă, că suntem aici, că suntem aici. Dar nu ăsta, Pupus 2. Lasă-și pe ăsta, asta, eu conduc. Ca să nu mai cădem. Nu, bă, auzi-te-nă. Pornează Bruiser. Nu vă urcați, dă-te jos. Bă, instalează Bruiser. Dă-te jos. Că conduc eu. Dați-vă jos cu toții, că să conduc eu. Dați-vă jos. De când poți în bus să spui asta? Dați-vă jos cu toții, ca să mă pot. Gata, bus, Andrei. Gata. Haideți. Hai, urcați, hai, repede. Nu suie, așa. Nu suie. O să fie un job implementat de paparazzi, adică te duci la magazine. Paparazzi. Te duci, faci poze, după aia te duci, sunt animații, în fine, te duci la Life Inventor, editezi pozele și pe aia le vinzi online și primești bani pe ele. Mamă, ce tare. Deci sunt foarte multe joburi interesante, după cum bine ați putut auzi, Vereșanilor, și o să ni le arate pe câteva dintre ele. Mai ales nu sunt unice, dar acesta vă garantez că o să fie unic. Dar și aia cu mult vaci, n-am mai auzit. Nu, mai sunt pe câteva servere, dar... E foarte șmecră. Da? N-am mai mulți vaca, sincer, nici în realitate vă zic. Unic pentru că așa vine lumea, să zică că iau termă pe ăsta, zice, care... Chestii unice și sunt și pe altele, înțelegi? Da, uite, o chestie pe care o apreciez foarte mult e faptul că măcar, uite, băiatul ne spune că n-a să găsești pe alte servere, că mult. Așa, da. În România îți garantez eu că în afară de un singur server, care este un developer care nu face doar la noi în România servere, nu este niciun server unic. Da, sunt foarte multe persoane care vin și îmi spun vreau să-ți prezint cel mai unicat server de 5M, intru și copia după nești. Mi s-a întâmplat de multe ori în trecut, vreau să zic, acum recent, nu, în trecut, gen. Știi cum am apucat de când am început să postez 5M, îmi vedeam multe persoane și spuneau, hai să-ți prezint cel mai unicat server și pe toată lumea din comentarii, serverul i-a luat după nești, eu lăutam și server, că nu aveam de unde să știu, știi? Adică îmi plăcea cum era făcut, dar că era după nești. Serverele se pleacă de la un game mode. Sunt mai multe game mode-uri. Da, într-adevăr. Personal am plecat de la Elysium și am mai păstrat 2-3 scripturi din el. Elysium? Da, Elysium. Da, am auzit de server. Eu am păstrat din el save zone-ul, ID-urile, vezi cum arată cel da, de ID-uri. Exact. Chestia care îmi place... Scuze că te derog. Și așa să zică lumea că Elysium ne-a editat, să fie lăsat așa, dar sunt decât 3 scripturi în el, deci înțelegi? Da, chestia care îmi place foarte mult e showroom-ul, frate, adică showroom-ul, sincer, eu nu l-am mai văzut, nu știu, pus altundeva, gen, în altă locație, pe niciun server. Asta am încercat și noi, să-ți arăt după un restaurant. Sunt da, mai da, da. Și am înțeles că și interioarele iară sunt super interesante. Noi pe interior și pe ăștia avem foarte multe, pe asta ne bazăm. Lucrăm la cum să facem un magazin food shop, înțelegi? Fix acolo. Mamă, cât de șmecher. O să apar prin afară food shop, în outprint o să fie haine candidate, Adidas, Nike. Mamă, eu conduc din first person, băieți. Bă, tu este o întrebare, vezi, mergem pe citat cu mostacurile. Da, în viitor, cine știe, cu siguranță, dar acum mergem cu ăsta. Da, bine. Dacă urcă, dacă nu, jos în spate și pingeți, dai cu tata. Și ce mai am să zic? Spus ei, cu playerii care sunt acum plus ce mai intră seara, suntem 20 plus. Nu uitați, Zadin, youtube.com/channel este și Andrei Vereșnab. Până că îi dau bani după. E familie. Așa e curent. Puteți să-i dai skick de acum, da? Băi, coaie, nu găsesc. Dacă mă enervez, îmi bag picioarele viață. De eu? Da, viața mea. Dacă nu mai urcă, dacă, te duci. Dacă viața. Păi rămânurile e grele, de eu. Tu vrei să-i dai bani mie sau lui Deiu? Nu, Deiu să meargă să pingă din spate, repede. De la spate. De la spate, no, dacă... Și fii atent. Da. Când intri pe server, dacă vrei opțional, da? Poți să-ți schimbi numărul de matriculare de la mașină românesc. Pe bune, gen? Oh. Mamă, cât de șmecher. Uite, eu îmi doresc foarte, foarte mult după ce încercăm să urcăm pe Ciliad să mă duci la mulți de vacă, bro. Bă, întrebare, vreți să spawnăm coach? Că gen coach e mai mare. Nu, bro, că ăsta e bun acum, mane, e bun. Bă, că zic că e mai mare și nu ai multe persoane. Aolo, băieți? E mai mare, e mai bine și zic. Da, hai, du-te și împinge de eu că nu mai mergem, stai. Putu-i morță de tot așa. Și fii atent. Împinge, nu cred. Într-o mașină de două locuri. Haide sus. Trebuie să-i... Maga, să-mi ping. Hai.
Ce ai spus, bro? Fii atent, într-o mașină de două locuri pot să intre 5 oameni sau chiar mai mulți, pentru că avem un script de poți să intri portbagaj. Ia stai puțin, într-o mașină de două locuri? Da. Pe bune? What? Stai, oprește aici. Ok. Dar nu ieșiți afară, nu mai om dar iese. Spawnezi orice mașină de pana mea. Bani, dar nu peste a mea, nu peste asta a meu gen. Ping, înapoi. Ia, poți să te dai jos? Vreau să dai cineva. Uite, da. Voluntar. Așa, uite. De eu cu gata. Pe rând. Restul rămâneți. Fix în spatele portbagajului să apase Alt Q în același timp. Haide, de Alt Q. Și apasă de door space apăsați. De door space. Wow. What the fuck, s-o băgat în portbagaj. Și dacă te uiți pe geam, ia, uite, dacă te vine mai aproape, dacă te uiți pe geam, uite în portbagaj. Stai. What the fuck, adevărat. Hai, dai. Poți să vă dai jos. Dai. Dar mai nu lăsa, nu lăsa X6-le ăsta în fașa. Gata, mă, m-am dus. Hai, gata, ați intrat? Nu. Vreau pică, mă duc cu pică, ce nu, mă, hai de sus, pe. Nu, veniți? Da, dai în gură. Sunt cu pică, mă, mă, adevărat, voi veniți cu pică, dacă vreți. Veniți cu pică. Siki, dacă nu ne împinge cu bicla, împinge cu bicla, băieți. Băieți, bă, dați-mi, ajutați-mă, eu sunt spate, băieți, așteptați-mă. Hai că te așteptăm. Asta e, mai dacă... Dacă n-ai fost cu minte... Nu te zice, dau în gură, dau. Cine am cu bicicleta din față? De you. Eu. Aprinde și farurile, mamă, facem excursie aici, pe Cilia cu autobuzul. Eu, aici. Cum vă simțiți în spate, băieți? Sunteți ok? Eu ajutați-mă, vă rog. Stai, Twister, că mă merge! Twister, ajută-mă, eu sunt spate. Păi și la autobuz ai nitro, în caz că ai chestii grăbești. Uite, 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 mamă. Opa, aveți grijă, o să ne răsturnăm. Răsturnăm. Nu, că... Mamă, o să urce, dar nu, că dăm cu nitro. Băi, nu mai vă pe nimic. Mamă, deci... Bă, are bigla, are iarăși nitro. Iarăși, chestia asta cu nitro... Hai, că are nitro. Chestia asta cu nitro n-am mai văzut-o de foarte mult timp. A fost un anumit moment dat în care am văzut-o, dar n-am mai văzut-o după și mi se pare super tare. Care este cu nitro, de cu nitro, de cu... M-am rămas, băieți. A, l-am văzut pe Vereș. Pe Deu, cum o prezint. Nu, băieți, băieți. Mamă. Iulu. Hai că... Da. Băieți, nu mai urcă. Băieți, nu mai urcă. Ce facem, Siki, ce zici? Împing. A rămas. Hai să împingem. Am o surpriză pentru voi, băieți. Hai, împinge-l. Hai, de-te. Ramadunga-dunga, bum! What the fuck? Da, bun. Hai să... N-am reușit, din păcate, să... Mamă, o scăpat. Bun, Siki, du-mă, te rog frumos, dacă poți la jobul de mulți vaca. Și pe băieți, nu știu, îi lasă aici, momentan. Îi lăsăm aici pe aici. Union, băieți? Hai să te duc acum. Și după mai duci și mai spawnăm ceva, nu știu, să urcăm ceva cu... Nu știu cu ce... Nu știu, ai cu monstra, cu ce are? Păi da, dar doar de 4 locuri, gen, și nu avem cum. Îți dai seama. Păi nu, mă, ne spawnăm pentru fiecare monstra. Doar ceva, haide să... Helicopterul. Da. Cu helicopterul? Nu cu helicopterul. Bă, poți aduce la jobul de mulți vaca, bro. Bă, puteți să că au fugit vacile. Naolo, fugi vaca. Mamă, mă lași pe mine cu bicicleta. Cine? Lasă și mie o bicicletă, bro. Bicicletă. Lasă-mă, dă-te, bro, dă-te jos, 8-6, mă lași? Un pic. Hai că te lasă. Bine, mersi frumos, măricat. Nu mai găsește vaca, bro. Mamă, cum? Le-am găsit, crezi că am luat tovarășul. L-am băgat în graj. Ți-ai ideea 84 sau 87? 87. 84,
Taci, mă, tu, dacă. Uite-te și tu. Iop 7. Uite-te și tu, frate, ești nebun. Îți apare ceva în dreapta? Văcar. Văcar. A devenit văcar. Bun, apasă aici. Vino și apasă. Măi, dar se vede țâța, faci. La fiecare job gândește-te că e un skin aparte. E tu, mulge, fucide. Da. Mamă, uite, îmi vulg în față, vaca. La pastor merge, nu? Uite-te, vreau cum îl vaca. La pastor merge să tai. Nu cred. Bă, s-a dat de cu ecopteul după noi, bă. Vezi că poți să duci vaca la abator. Pe bune? Da, poți să duci. Ai mulți laptele și acum unde trebuie să tot la? Apeși F, apasă F. F să vină după tine. Ok, hai. Să duci la abator să iei carne. Eu poți mai mult să-l faci să... Și vine, vine după mine? Da, da. Dă cu ecopteul. Dreapta, 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 nu cap. Taci, mă, tata. Taci, taci puțin. Vină-l pe mine. Stai să vină vaca, mă, cu vaca la păscut. Hai. Dar cum se zice? Cum se spune ce la vacă? Pra, nu știu cum se spune. Scrrr. Uite cu vaca e. A, după trebuie să-ți meargă. Poți să ții animale. Da? Și uite, unde aici o duc? Sau unde? Mira, tu se duc. Uite aici la bătură. Bă, cine e 8 și 5? Bă, tu ești la ajuns. Nice, bravo. Hai, ține deschisă să intre și ea. Hai, mamă, dar nu intre. Oh, tu. Bă, nu trage. Cine trage cu elicopterul? Toxic. Toxic. Bă, toxic, așa. Dă-i bambu, tot. Abator, și aici ce trebuie să fac? Vine vaca, sigură. A, lol, și? Trebuie să fac ceva nume sau? LOL! O muri vaca! Sticky, dau key group, toxic. Nu, lasă. Fii atent, uite, dacă apeși pe H, poți să flieri. Pentru roll pe ceva, știi? Bă, eu... Vaca, hai să spune-mă rugăciune la vaca aici. Bun, hai să te duc la animale să vezi, că animalele au grămadă, au ceva cu minți. Nice. După să mergem înapoi la băieți să vedem ce fac acolo. Da. De ce bicicleta are radio? Ca să întrebi tu. Poți? De prost. De frică. De pulă în gură ăsta ce. Oh, mă. Iar ai perversitatea no, din de. Unde sunt vestul, bă? Imediat, imediat venim acolo înapoi. Hai că mai venim. Eu am rămas tot acolo unde eram pe cu bicicletele. Pe Ciliad? Bun, acolo da. Rămâneți, că venim imediat. Încercam să mergem cu bicicletele. Mergem cu ceva, nu știu, până acolo. De tu ai ajuns, nu? Dacă observ, dacă n-ai observat încă telefonul de pe capa, e... Ia să vedem, exact, uite. Da, uite, abilit. Nice. Ceva servere. Nice, uite. Desfă, am văzut acolo ceva? Desfă de la gură, lol. Mie că nu l-a pus. Bun, vin aici și apiși trei, îți cumpăr un animal. Eu cumpăr, de exemplu, îmi cumpăr un poodle. Uite, un câine. Gata. Bă, dați-mi pe la voi, dați-mi pe la voi. Și unde îl iau? Apasă F5. F5? Băi, trebuie să le joc la voi. Da. Cheamă animalul. Uite-l! Animal. Ce al meu. Și unde acum, gen? Uite la ei! Uite, câine, mi-a cumpărat câine! Și uite, dar apeși pe F5 și e multe comenzi acolo. Stai să-mi. Apasă iar F5. Atașa sau detașa, dați mâncare, faceți o comandă, spune animalului să intre în mașină. Vreau să bagă mașină, adu-mă mașină repede. Bagă mașina în câine. Mă mormează, ce drăguț. Uite, intră în mașină. Mersi frumos. Cât de șmecher. După câine, poți să-i arunci mingea, să-i dea. A, trebuie să mor pe ce. Da, am văzut că poți să-i dai de mâncare. Mamă, cât de șmecher. Voi sunteți pe Ciliad? Și trebuie să fie o mașină când să-l chem. Da. Gata. Păi intră de mașină. Da, în spate, dacă da. Tu ești pe banchetă. Băieți, veni sus, veni să mergem după ăla. Eu vin acum cu bicicleta. N-am înțeles de ea. I-a murit. Chemați-vă și voi câinii. Merge cu... Dacă nu, că îl scoate pe altul afară. Mi-a scos afară și rămâne aici cuțu. Cuțu, cuțu. O să vină după să se despamaneze. Ah, bun, nice. Super tare, frate. Hai că mergem pe Ciliad aici rapid. Sunt cu câinele aici pe banchetă. Și... Bă, distere, bagă câinele abator. Câinele abator, auzi-l pe omul meu. Omule bune, fără mișto. Păi și dacă moare, mane? Nu cântă manele pe asta. O, nu, trage. Mă duc la chinez, mane, duc la chinez. Ce eu? Hai să te duc la restaurant, ia lasă-mă câine să conduc. E aici restaurantul? Oleu, nu, este în Los Santos. Da, da, păi, bun, bun. Nice, cât de șmecher, frate. Urcă. Mergem cu mare. Răzvane, tu ce faci? Bă, eu sunt la 200 de kilometri de orice a fi pe pământ. Și de exemplu știi unde banca Fleca. Banca care? Fleca, principala. Da. Asta, uite. Aici este făcut un parc amenajat, vezi? Uite. Dacă te uiți înăuntru, cu bănci, cu copaci, cu... Da, lor, stai puțin. Au, scuze. Mamă, cât de șmecher. Și uite, fii atent. În GTA, vină cu a. Clădirea asta nu există aici.
Da, adevărat, uite, eu, mamă, cât e... Ia, what the fuck? Ce, 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 asta e restaurant? Da, ce restaurantul pus... Nimas. Vino cu acolo. Mamă. Aici seara vin lăutari. Mamă, auziți, Vereșander, cât de tare, frate. Uite aici, vin lăutari, când seara. Mamă, cât de șmecher, mamă, cât dacă, cum... Super tare, mamă, foarte, foarte tare, frate. La ta, te respectul pentru băieți, na. Așa ceva mușcă n-am mai văzut, gen, lăutari și astea... Cu sală specială, cu amenajată, special amenajată. Păi, eu vin până sus acum, are venit. Da, mă poți duce la ei, bro. Acum. Da, da. Da, bun, nice, super tare, frate. Și aici poți să și mănânci un pic, să comanzi ceva, nu? Da. Uite, breed. Cartelă telefonică, da. LOL. Înțeles, stai că nu știu unde. Ziceți-mi un ID, unde sunteți toți? Eu sunt expedit. 84, 84. De, eu am murit săracu. Aici, mire. 85, 85. Eu sunt pe el de cilea. Mamă, ce priveliște. Stai, ho, rămâi, ho! Da, ceau. Da, bun. Ne-a adus. Plecă, hai pe jos, hai pe jos aici. O să fie implementate tot așa, dar cu timpul, pentru că nu vreau să bag toate chestiile odată. Nu, 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 știi, ca să, ca, gen cu, practic, țin într-un fel lumea în suspans și, gen, îi motivez ca să se joace, asta-i spune. Asta zic, o să fie adăugat un job de miner. Hai, cam de fermier. Băieți, cade... Fermier. Fer. Azi. Mamă, ce virează mașina să mor. Gen de, cum se cheamă, nu vine acum, băi, vânător. Nu, băi, poți să urmă, tragi la tine, bro, că nu. Vânător. Băi, tăi, eu eram lângă. Am urcat. Eu eram aproape de Cilea și m-a stat în spate, băieți. Hai să mergem noi sus și le dăm de lor. Nu, nu, exact, să ne aruncăm acolo cu toții, gen, cu tancurile, mamă. Da, 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 da. Mamă, cât de smec, să ne aruncăm cu tancurile de acolo. Să-l omor pe Vereș, hai toți să-l omorăm pe Vereș. Nu. Hai să-l omorâm pe Spevereș. Ah, uite, deci nu moare singur. Da, bun. Cât de șmicher. Da, bun, se aduce pe toți și gen să ne urcă. Uite, nu, ca autobuzul, ca autobuzul, gen autobuzul. Stai că spune unde să spun. Hai cu... De ce ID ai? Copteu, bă, vreau să mai cu copteu. De eu? Sunt cu mașină, unde sunteți voi? Pe Ciliad. Tu pe Ciliad. Da, pe vin acum, mai am 2 km. Da, bine, fii atent, bă, bro, dacă poți face un autobuz cumva aici, de la mine, da? Nu știu. Aduc. Cumva să... Vedem pe unde să iau. Dau mamă, două, bro, să spawna două. De-o, la unu. Am luat și unu. Da, două atunci, hai, urcați-vă într-un autobuz, așa, urcați-vă sus. Îi dăm bătaie, ne aruncăm cu autobuzele de pe Ciliad. Hai, bro, urcă-te, Denis. Vă puneți centura, să nu cădeți. Da, da. Da, sigur. Haide, să uităm. Dei, nu vii și tu sau? Acum mi-am amintit. Buricat, te-ai urcat? Buricat, unde ești? A, nu-i mei. Nu! Morțim. Ai, nu știu, mai arcer, vii și tu? Am uitat să spun, n-am avut timp. Da. Am uitat să precizez asta, dar n-am avut timp. După un weekend o să lucrez asta, știi toate panourile din joc, tot ce ține de postere și de poze? Da. Să le fac românești, ăla de pe blocul o să fac, votați PSD, nu PSD, PNL. Am înțeles. Aolo. Toate chestiile. Fix cum e în România. Bro, mamă, sper să ajungem cumva. Nu. Băi, da, ce noroc am eu, frate, din toți parapeții. Bro, nu cred că o să... Nu să mai pot, gen. Nu mai pot, m-am blocat aici, băieți. Nu, băieți. Da. Gata, ne-am dus. 2720 martele. Cade! Și care e partea amuzantă? Bă, e partea amuzantă și eu sări de pe Ciliar cu bicicleta și nu muri. Mamă, ești? Eu muri? Încă. Deiu. Eu sunt cu autobuz aici și încă merge autobuzul. Și eu 2720. Ești nebun, bă, vezi ce este 40. Pe bune? Nice. Olo, a călcat pe unul. Care era, scuze, bro. Mamă, ne ducem încă jos cu autobuzul veresanilor. Și biciclete, am uitat să precizez. Biciclete, ai biciclete. Da, din viața reală.
Da, frate, cu bicicletele. Mamă! Că sunt, am văzut request-uri și eu bag tot ce cere comunitatea, dacă înțelegi. Da, deci pe serverul de Discord, dacă mai aveți ceva recomandări. Da, este o cameră acolo de propuneri. Da. Aș avea propuneri să existe test drive. Test drive la mașină? Da. Păi de test drive se va ocupa facțiunea, înțelegi? De asta n-am spus test drive, pentru că o să fie ceva legat de facțiunea de viitoare cu racing-ul. Mamă! Frate, gen... Nebun, nebunia, mamă, abia și să facem un roleplay frumos acolo cu tot ce trebuie. Cu mafiile, cu da, toți, da, că n-o să intri. Că când o să intri și mafiile, clar o să fim 20. Băi, de, mamă, cum arată autobuzul ăsta, băieți? În copac, direct. Mi-a intrat o roată, n-are pă. Este cea mai șmechie autobus ever, mă, Fadrici. Este cea mai șmechie chestie pe pământ. Nu, nu mai merge, băieți. Gata. S-a răsturat, nu, 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 nu! Stai, domnul, că le repară. Băi, băiatul a trecut pe... a trecut... Aoleu, de... Stai, ulac, bă, spus, stai, bă, stai! Dă-te, bă, că cade! Mamă, cine muri? Nu știu cine a murit, că l-am călcat. Bine, că vreau să dă aia, bă. Bă, mă, mă! Ții mediu, scrie ceva pe chat. Bă! Bă! Stai, Bereșe, stai! Scrie ceva pe chat, vreau să-ți dau eu revive. Da, bun, nice. Păi, Vereșanilor, cred că o să pune și de capăt episodul aici. Ne-am distrat. Dacă vin! Dacă vin! Dacă vin! Dacă vin! Gata. Cam asta a fost episodul. Vă mulțumim mult pentru atenția acordată. Le mulțumim băieților pentru toate informațiile acordate și pentru faptul că ne-au primit cu multă căldură și că ne-au ajutat să ne distrăm puțin aici. Sunt niște chestii pe care nu poți să le faci oriunde. Nu vă recomandăm să faceți ceea ce am făcut noi. Și să facem un roleplay cât mai calitativ. Da, da, dacă vreți să mulgeți vaca, puteți. Eu ăsta să fie titlul episodului, am mulți vaca pe GTA 5. Așa. Și bineînțeles, noi desigur ne auzim data viitoare. Îi mulțumim frumos lui Rory, Deiu, Siki, Răzvan, Balijet, Muricat și Denis. Și noi desigur, respect. Noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa, pa. Adio. Pa, pa, pa.